Bine v-am regăsit, stimați telespectatori. Sunt Nicolae Ionescu și vă invit la o nouă incursiune prin din culisele istoriei. Tema dezbaterii noastre de astăzi se intitulează 101 ani de la Marea Unire. Bineînțeles, la Marea Unire a tuturor românilor. Temă ce vom aborda împreună cu colegul meu de la Muzeul Județean Argeș, muzeograf Valentin Botreanu. Bine ați revenit, stimate coleg, la emisiunea noastră. Bine v-am regăsit și eu și bună dimineața. Motoul sub care se desfășoară dialogul nostru este un citat din academicianul, enciclopedistul, juristul, lingvistul, folcloristul, publicistul, istoricul, scriitorul, filologul și omul politic, cel care alături de marele Nicolae Iorga este socotit cel mai mare savant al poporului român, Bogdan Petriceicu Hajdău. Moldova, Transilvania, Muntenia nu există pe fața pământului, există o singură Românie. Există un singur corp și un singur suflet în care toți nervii și toate suspinele vibrează unul către celălalt. Acest mare savant, Bogdan Petriceicu Hajdău, deși uitat, intrat într-un con de umbră, era unul dintre cei mai mari cunoscători ai trecutului și al folclorului românesc, cunoștea 10 limbi străine, printre care și persana, și a scris în latină un tratat despre flora Basarabiei. De-a lungul timpului s-au petrecut evenimente, așa cum s-a întâmplat în istorie, și mai grave și mai fericite. În anul 1224, regele Andrei al II-lea al Ungariei întărește privilegiul dat de înaintașul său, Gheza al II-lea, populației săsești din Transilvania. Acest act, azi pierdut, este cunoscut sub numele de Andreanum. Regiunea colonizată de aceștia, cuprinsă între Orăștie și Baraolt, inclusiv ținutul locuit de secui, se organizează ca un teritoriu autonom, cu numeroase privilegii, în schimbul unor obligații financiare și militare față de coroana maghiară. Anul 1718, pe 30 noiembrie, regele Carol al XII-lea al Suediei moare în timpul asediului fortăreței Fredrikstein din Norvegia. Anul 1786, marele ducat al Toscanei, sub Pietro Leopold I, devine primul stat modern care abolește pedeapsa capitală. Anul 1858, americanul John Landis Mason a patentat borcanul cu ghivent, cunoscut sub numele de borcanul Mason, asta fiind de sezon. În anul 1872 a avut loc primul meci internațional de fotbal la Hamilton Crescent, Glasgow, între Scoția și Anglia. Anul 1929, 30 noiembrie, manifestul către țara Partidului Național Țărănesc, în care se regăsesc problemele fundamentale ale vieții economice și sociolo-politice și căile de soluționare ale acestora. Anul 1936, 30 noiembrie, la Londra, Palatul de Cristal este distrus într-un incendiu. Acesta fusese construit pentru expoziția internațională, cea care se organiza anual. În anul 1939, începutul războiului ruso-finlandez. Anul 1947, 30 noiembrie, manifestații ale populației evreiești din București și din alte orașe din România, care salută hotărârea ONU din 29 noiembrie privind crearea unui stat evreiesc în Palestina. Anul 1966, 30 noiembrie, Barbados și-a dobândit independența față de Marea Britanie. Anul 1973, adunarea generală a ONU adoptă Convenția Internațională asupra eliminării și reprimării crimei de apartheid. Acea politică, să zicem, de stat, de trecere a
populației de culoare într-un con de umbră, într-o inferioritate legislativă și socială. În anul 1979, trupa rock Pink Floyd lansează opera rock The Well. Anul 1990, pe 30 noiembrie, demolarea zidului Berlinului este finalizată oficial. 6 porțiuni mici rămân ca memorial, ca un memento al acestui odios zid ridicat să despartă Berlinul în două. Anul 1995, Bill Clinton a fost primul președinte american care a vizitat Irlanda de Nord. Anul 2008, pe 30 noiembrie, desfășurarea primelor alegeri parlamentare uninominale din România. Dragi telespectatori, stimate coleg, sărbătorim an de an pe 1 decembrie marea unire a tuturor românilor. Dar să nu uităm că cu două zile, chiar trei înainte, pe 28 noiembrie, s-a petrecut un act care a avut o importanță poate mai puțin relevată, intrat într-un cont de umbră prin marele act care se petrece la 1 decembrie. Pe 15-28 noiembrie anul 1918, Congresul General al Bucovinei a hotărât unirea, așa cum au spus în actul care l-au scris cu această ocazie, unirea necondiționată și pentru vecie a Bucovinei în vechile ei hotare până la Ceremuș, Colaciun și Nistru cu regatul României. Nu a fost un act ușor. Existau o multitudine de naționalități în această zonă a țării care fusese răpită și intrase în componența Imperiului Austro-Ungar o lungă perioadă și totuși s-a realizat printr-un consens aproape general. Cum s-a ajuns totuși la acest... Da, nu am putea spune totuși că unirea Bucovinei cu patria mamă a intrat într-un cont de umbră, ceea ce a dus la Marea Unire de la 1 decembrie 1918 este tocmai faptul că cele două provincii, Basarabia în martie anul 1918 și apoi Bucovina, așa cum am spus, la 15 stil vechi, 28 noiembrie stil nou, au intrat în granițele statului român. Da, iată că dacă anul trecut am sărbătorit centenarul Marii Uniri, anul acesta se împlinesc 101 ani de la unirea Bucovinei, de la unirea Transilvaniei, ultimele două provincii, la patria mamă. Marea Unire de la 1 decembrie 1918 reprezintă poate pagina cea mai frumoasă a istoriei românilor, pentru că desăvârșirea unității naționale nu a fost opera doar unui singur om politic sau doar unui partid, până la urmă nici chiar a regelui, ci a fost un consens general pornind de la armata politice română, dar și civil, clasă politică și un context extern favorabil. De ce nu? Pentru că la începutul primului război mondial părea imposibil ca toate provinciile locuite de români din afara granițelor statului român să fie alipite României, pentru că cele două blocuri mari, politico-militare, Antanta și puterile centrale, nu ne puteau da decât o parte din provincii. Dar iată că războiul a decurs în așa fel încât am reușit în anul 1918 să unim toate cele provinciile locuite de români din afara granițelor statului. Bucovina. Iată că la 15 stil vechi, 28 noiembrie, așa cum am spus, Congresul Bucovinei a adoptat în unanimitate, bineînțeles, fără voturile ucrainenilor, unirea Bucovinei cu România. Bucovina se afla încă din secolul al XVIII-lea, din anul 1774. Bine, tratatul dintre Imperiul Habsburgii și Imperiul Otoman a fost un an mai târziu, în 1775, când Habsburgii, profitând și de, să spunem așa, slăbirea Imperiului Otoman, au reușit, iată, să încorporeze această provincie.
Puțini oameni poate știu că la vremea respectivă Imperiul Habsburgic și-a dorit Oltenia ca și regiune să o ocupe. O mai ocupase la începutul secolului al XVIII-lea. Dar iată că s-au reorientat spre Bucovina, o zonă și mai bogată economic față de Oltenia. Bucovina până în 1775 fusese partea Moldovei, să spunem partea de sus a Moldovei, Moldova creată de Ștefan cel Mare. Dar iată că de atunci până în 1918 au rămas sub Imperiul Habsburgic într-o primă fază, iar din anul 1867 sub Imperiul Austro-Ungar. Are loc dualismul și se creează Imperiul Austro-Ungar. Marea parte a provinciei, marea parte a oamenilor din provincia Bucovina au fost români mult timp. Pe parcurs, în partea de nord, predominant au fost ucrainenii, iar în partea de, sau rutenii, cum erau în scrisurile Imperiului Habsburgic, și în partea de sud, populația predominantă erau românii. Sigur că existau și țărani, secui, polonezi, dar și târgoveți, germani, evrei, dar armeni. Predominant... Deci era un conglomerat de... Era un conglomerat de etnii, dar predominant erau românii și ucraineni. Iată că istoria României cu cea Ucraine se contopește, să spun că mergem împreună, iată, aproape un secol și mai mult. Sigur, și ucrainenii, pe de-o parte, își doreau și au realizat să se desprindă și să-și formeze, să-și proclame independența. Pe de altă parte, și bucovinenii au sperat la unirea României. Cu atât mai mult cu cât în secolul al XIX-lea se petrec evenimente destul de importante și, să spunem așa, românii din Bucovina încep să prindă curaj. Ce evenimente se întâmplă? Iată, se formează România Mică în anul 1859 sub domnitorul Alexandru Ion Cuza. Vine un principe în anul 1866, principele Carol I-ul. România se transformă în regat în anul 1881. Ne obținem independența după războiul de independență și după o serie de tot felul de acțiuni ca să aruncăm ultima verigă otomană peste bord. Și iată că populația din Bucovina începe să prindă curaj, să-și dorească unirea, să se gândească la unirea cu România. Sigur, începe primul război mondial în anul 1914. România rămâne o perioadă de 2 ani de zile în expectativă. Nu suntem hotărâți de partea cui se negociază, intrarea în război. Intrăm în anul 1916 și iată, exact cum spuneam la început, faptul că am făcut parte din, spuneam așa, tabăra puterilor învingătoare ne-a permis să alipim aceste provincii în care locuiau români. În Bucovina au existat mai mulți lideri, ca oriund, ca peste tot trebuie să existe și lideri. Este vorba de Sextil Pușcariu, Iancu Flondor, Ioan Nistor, au mai fost și alții. Totodată editează în Bucovina la Cernăuți și un ziar numit Glasul Bucovinei și în acesta chiar încerca să testeze pe de-o parte populația din Bucovina dacă își doresc unirea și iată că într-adevăr își doreau unirea cu România. Și să și răspândească aceste idei. Și să și răspândească aceste idei în rândul populației române din Bucovina. În octombrie 1918, iată, Ucraina își proclamă independența la Liov, dar include și Cernăuțiul și Siretul și alte Ca o mică acoladă, toate acestea se petrec în urma așa numitei revoluții bolșevice, atunci în momentul în care Lenin proclamă că toate popoarele au dreptul la suveranitate și, luând-o de bună, toate populațiile care erau incluse în fostul imperiu țarist își declară independența, inclusiv Ucraina, inclusiv celelalte țări, Belarusul, Polonia de asemenea. Dar odată stabilizat guvernul bolșevic-sovietic, aceștia își dau seama de pierderile și încep acele
ca să le zic, războaie de readucere acestor țări în sfera de influență a Moscovei. De aceea se petrec toate aceste evenimente și Ucraina profită de această ocazie declarându-și independența. Dar ăsta e un paradox al istoriei, cel care este oprimat nu înțelege să se poarte față de alte popoare cu toleranță, ci din potrivă, când ajunge la putere, face aceeași politică care a făcut-o cei mari cu pe propria lui piele. Am pățit-o și noi în 1848, la Marea Revoluție Burgheză. În loc să ne unim cu trupele maghiare, aceștia nu au vrut să dea drepturi populației românești, deși majoritare în Transilvania, și au izbucnit războaie între români și maghiari și trupele austriece și ruse i-au bătut pe rând și astfel a fost înnăbușit un prim pas spre această obținere a unei independențe cât de cât. Și să nu uităm că tot pomenesc de anul 1848, când în majoritatea programelor revoluționare se regăștea și ideea de unitate națională. De unitate națională. Vorbeam mai devreme de anul 1867, când s-a format acest dualism și transformarea Imperiului Habsburgic în Imperiul Austro-Ungar. Totodată atunci se creează cele două regiuni, Cisleitania cu capitala la Viena și Transleitania cu capitala la Budapesta. Bucovina rămâne în partea aceasta a Cisleitaniei și, deși se vorbea în mare parte germana sau și ucraineana, nu au fost supuși ca și românii transilvaneni supuși maghiarizării, cum s-a întâmplat cu regiunea Transilvania. Chiar și din statistici, că de asta spuneam la început, mult timp au fost predominanți românii Bucovina, dar apoi nu mai erau predominanți și prin prisma faptului că majoritatea românilor au ales, în special din punct de vedere economic, să vorbească germana sau ucraineana și iar statisticile se făceau în funcție și de limba vorbită. Și poate că la un moment dat păream mai puțin decât ucrainenii, dar a fost o provincie destul de, o populație destul de numeroasă românească în Bucovina. Și ca să încheiem cu Bucovina, și iată că primul război mondial pune Imperiul Austro-Ungar, format în 1867, în situația de a nu mai putea gestiona, să spunem așa, evoluția popoarelor pe care le avea în subordine, să spunem, în Imperiu. Și asta ne și permite, după cum vă spuneam, în octombrie 1918, Ucraina să-și proclame independența. Prin curaj și cei din Bucovina, tot în octombrie se întâlnește într-un Consiliu Național în care este votată în unanimitate unirea cu România. Și iată că lucrul acesta se întâmplă în data de 20-15, stil vechi, 28, stil nou, noiembrie. Imediat liderii de care spuneam mai devreme, Sextil Pușcariu, Ioan Cuflondor, Ioan Nistor, se duc la Iași pentru că încă guvernul și curtea regală se afla la Iași și îi înmânează actul unirii regelui Ferdinand. Unire pe care o și aprobă undeva în jurul datei de 18 decembrie, dacă nu mă înșel, 1918, Ferdinand. Da, deci astăzi, 30 noiembrie, sărbătorim noi, poporul român, pe Sfântul Andrei, care putem să spunem că este ocrotitorul României, pentru că el este unul din ucenicii lui Iisus, cel care vine în aceste ținuturi pentru a împărtăși credința și cuvântul Domnului. De aceea le urez tuturor celor care poartă numele de Andrei, de Andreea, la mulți ani, multă sănătate și unitate pentru toți românii. De-a lungul timpului, pe data de 30 noiembrie, s-au născut o seamă de personalități ale poporului român sau din istoria universală. În anul 538,
se năștea Grigor de Tur, episcop catolic, istoric. În anul 1427, pe 30 noiembrie, se năștea Casimir al IV-lea, regele Poloniei. În anul 1466, pe 30 noiembrie, se năștea Andrea Doria, politician genovez. În anul 1554, Philip Sidney, poet englez. În anul 1667, pe 30 noiembrie, se năștea Jonathan Swift, scriitor irlandez-englez, cel care a scris Călătoriile lui Gulliver în Țara Uriașilor și în Țara Piticilor, un roman pamflet în care erau înfierate și povestite evenimente din Imperiul Britanic. În anul 1699 se năștea Cristian al VI-lea, rege al Danemarcei și Norvegiei. În anul 1719, prințesa Augusta de Sasa-Gotha, prințesă de Wales. În anul 1813, pe 30 noiembrie, se năștea Charles Valentin Alcan, muzician și compozitor francez. În anul 1817, pe 30 noiembrie, se năștea un mare istoric, Theodor Mommsen, istoric german, jurist, laureat al Premiului Nobel, cel care, dacă nu mă înșel, a scris monumentala istoria Imperiului Roman. Roman. În anul 1825, William Adolf Bouguereau, pictor francez. În anul 1835, pe 30 noiembrie, se năștea unul dintre cei mai spirituali scriitori și om de cultură al întregii umanități, Mark Twain. În anul 1858, Jagadish Chandra Bose, fizician indian, botanist. În anul 1869, Gustav Dalén, fizician suedez, laureat al Premiului Nobel pentru fizică. În anul 1874, pe 30 noiembrie, se năștea Winston Churchill, politician britanic, prim-ministru, scriitor, laureat al Premiului Nobel pentru literatură, un personaj totuși carismatic și în același timp controversat. În anul 1874 se năștea Lucy Maud Montgomery, scriitoare canadiană. În anul 1889, pe 30 noiembrie, se năștea Edgar Douglas Adrian, fiziolog britanic, laureat al Premiului Nobel. În anul 1915 se năștea Henry Taube, chimist american, laureat al Premiului Nobel. În anul 1935, pe 30 noiembrie, se năștea Trevor Blockdick, pilot sud-african de Formula 1. În anul 1937 se năștea Eduard Artemiev, compozitor rus. În anul 1937 se năștea Iuliu Furo, politician român. În anul 1943, pe 30 noiembrie, Roger Glover, producător englez, muzician, compozitor pentru formația Deep Purple. În anul 1945, pe 30 noiembrie, se năștea Radu Lupu, compozitor român. În anul 1965, prințul Akishido, al doilea fiu al împăratului Akihito. Și în anul 1983, Adrian Cristea, fotbalist român. De asemenea, de-a lungul timpului, au decedat o seamă de personalități. În anul 1204, regele Imre al Ungariei. În anul 1718, Carol al XII-lea, regele Suediei, așa cum am mai spus. În anul 1845, Nils Gabriel Sefström, chimist suedez, descoperitorul elementului chimic vanadiu. În anul 1934, încetat din viață, Cincinat Pavelescu, poet și epigramist român, autor de romanțe, liduri, serenade și madrigaluri. În anul 1935, Adrian Scott Stokes, pictor englez. În anul 1938, pe 30 noiembrie, era asasinat Corneliu Zelea Codreanu, conducător al Mișcării Legionare.
În anul 1968, pe 30 noiembrie, prințul Feodor Alexandrovici al Rusiei. În anul 2013, Paul Walker, actor american, știți că a încetat din viață în urma unui accident stupid de mașină. În anul 2018, pe 30 noiembrie, a încetat din viață George Bush, al 41-lea președinte al Statelor Unite. Să revenim la sărbătoarea noastră, cea de mâine, cea din totdeauna a românilor, Marea Unire de la 1 decembrie 1918, petrecută în acest oraș, simbol pentru noi, pentru că în anul 1600, aici, Mihai Viteazul, intrând, a unit pentru prima dată cele trei principate române și iată că aici s-a rostit pentru a doua oară România reîntregită, România tuturor românilor revine la forma ei inițială. Toate teritoriile, sau aproape toate teritoriile locuite de români, se uneau în urma acestui act. Da, a fost un proces, exact cum spuneți, iată, început de la anul 1600 și încheiat acum în 1918, după ce anterior realizasem unirea cea mică în 1859, ne obținusem și independența față de Imperiul Otoman și totodată luam și Dobrogea și insula șerpilor în schimbul celor trei județe din sudul Basarabiei, Cahul, Ismail și Bolgrad. Trebuie să spunem că în timpul principelui Carol I și apoi regelui Carol I, în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, România are parte de un proces de dezvoltare foarte intens. Vin cele două războaie balcanice din 1913-1914, când alipim și partea de sud a Dobrogei, așa numită regiune Cadrilaterul. Și în anul 1918, firesc, după ce în martie Basarabia o alipim patriei mamă, în noiembrie Bucovina, am spus mai devreme, iată că la 1 decembrie 1918 realizăm unirea cea mare și după un proces de iată câteva sute de ani, să spunem așa. Sigur, încununarea unirii, recunoașterea unirii se produce în următorii 2 ani de zile prin tratatele de pace de la Saint-Germain în 1919, de la Trianon în 1920 și să spunem așa ca și o recunoaștere a unirii la 15 octombrie 1922 regele Ferdinand și Maria sunt coronați ca și regei României în noua catedrală de la Alba Iulia. Vreau să vă spun că, așa cum spuneați mai devreme, la Alba Iulia, în Marea Adunare de atunci, s-a votat și s-a dorit realizarea Marii Uniri și am un text aici, așa cum a fost el emis către țările europene. Se spunea că anunțând popoarelor lumii voința și hotărârea sa, națiunea română declara, și acum citesc, din ceasul acesta ori cum ar decide puterile lumii, era un text de dinainte a tratatelor de pace, că oricum ar decide puterile lumii este hotărâtă a pieri mai bine decât a suferi mai departe sclavia și atârnarea, că în năzuințele ei pentru libertate o va ajuta întreg neamul românesc cu care una vom fi de aici înainte în veci. Sigur, parcursul istoriei nu... România Mare a durat, după cum bine știm, aproximativ 20 de ani, pentru că vine un al doilea război mondial când... În anul 40, cu rapturile teritoriale... Rupturile teritoriale din anul 1940, când pierdem, din păcate, fără luptă... Bine, pentru vremea respectivă nu știm cât era de bine, dacă trebuia să luptăm sau... Cert este că... Eram înconjurați, ca să spun așa, eram ca de o haită și... de lupi, de toți care erau dușmanii noștri. Și cedăm fără luptă, iată, teritoriile pe care cu... Fără luptă, dar cu jerfe. Să nu uităm că retragerea din Basarabia a costat 40.000 de vieți ale românilor, care sunt
morți, dispăruți, nu se știe ce s-a întâmplat cu ei. Mare parte au fost arestați, omorâți, duși în gulaguri, în Siberia, au dispărut pur și simplu. Dar rămâne o pagină frumoasă, exact cum spuneam și la începutul emisiunii, această mare unire din 1918 și păstrăm la Muzeul Județean și harta României Mari și vedem cât de frumoasă este. Poate că pe viitor vor exista șanse să ne luăm înapoi aceste provincii. Da, că tot ați pomenit de Muzeul Județean, pe 28, acum două zile, deci am sărbătorit la Muzeul Județean acest eveniment important care merită să-l pomenim și să-l așa reamintim facem, an de an. De fapt, an de an. Așa cum facem de mai fapt, ales an de pentru tânăra generație. Trebuie să facă o delimitare clară între a fi naționalist și a fi extremist, pentru că de multe ori se dorește că aceste două termene se jonglează cu ele. A fi naționalist nu este o rușine. Să-ți iubești patria, să-ți iubești poporul, să-ți iubești tradițiile, dar în același timp să ceri drepturi egale și pentru poporul tău în rândul celorlalte popoare. Extremismul este cel care spune doar ai mei sunt buni, ei alții sunt răi. Asta este extremismul. A fi naționalist nu înseamnă să fii, să excluzi pe ceilalți, doar să fii socotit egal cu toți ceilalți. Da, au fost participanți de la elevi, studenți, profesori, cadre militare la acest eveniment desfășurat, repet, la Muzeul Județean. Da, este bine să ne aducem aminte, să nu uităm totuși că acest act de la 1 decembrie 1918 a trebuit foarte curând să fie apărat cu arma în mână, pentru că singurul stat care s-a declarat bolșevic imediat după Uniunea Sovietică a fost Ungaria. Ungaria care nu se împăca cu pierderea teritoriului Transilvaniei și care ne-a atacat de două ori. Ne-am apărat prima dată, am înaintat spre Tisa, cei care din observatorii internaționali ne-au interzis această, au lăsat o fâșie, cum spuneau ei, o fâșie între noi și Ungaria. Am fost din nou atacați și atunci nu ne-am mai oprit. Am trecut Tisa, am înfrânt trupele bolșevice al lui Bela Kun, care, ca o ironie a istoriei, era cizmar din Cluj, care a fugit. Regimul lui de teroare, știm că bolșevicii pe asta s-au bazat. Nu ești cu mine, ești împotriva mea. Erau împușcați, omorâți, jefuiți. Acest regim de teroare a fost îndepărtat, Bela Kun a fugit și noi am readus democrația în Ungaria. Drept mulțumire a urmat anul 1940, știm ce s-a întâmplat, raptul teritorial, acele crime oribile care s-au petrecut în urma lor. În sfârșit, istoria ne va judeca pe toți, și pentru bune și pentru rele. Să nu uităm, deci, că este marea sărbătoare a românilor, 1 decembrie. Au trecut 101 ani de când cei care gândeau și simțeau românește au dorit această unire. Întreg poporul, toată clasa politică. Să le urăm românilor și României la mulți ani. Încă multe sărbători de acum încolo. Încă o dată le spun celor care se numesc Andrei, Andreea, la mulți ani, multă sănătate și să auzim de bine. În încheiere am să vă prezint câteva lucrări apărute în acest an. Aceasta apărută la editura Ordesos a Muzeului Județean Argeș, cartea domnului Sebastian Tudor, Județul Argeș și Mușcel în perioada ocupației germane în primul război mondial, 1916-1918. Să nu uităm că teritoriul nostru a fost redus decât la o parte din Moldova prin această intrare în primul război mondial și uite că
totuși Dumnezeu a ținut cu noi și am trecut de la agonie la extaz în urma acestor evenimente, când nu se mai aștepta nimeni, s-a realizat marele vis al românilor de unire. Și această carte, Memorii de război, Hasso von Manteu Teufel, un general german, o carte interesantă apărută la editura Mii de Cărți de la Bragadiru, cea care publică o serie de documente. Este bine întotdeauna istoria să fie văzută și din partea cuceritorilor sau învingătorilor și din partea celor învinși, pentru că adevărul se istoric, mai ales, se găsește undeva la mijloc. Vă mulțumesc, stimați telespectatori, sper că ați aflat lucruri interesante. Încă o dată vă doresc la mulți ani, la mulți ani România, la mulți ani români. Rămâneți în continuare cu emisiunile Antenei 3 Pitești.